Am intrat în ultima lună din această vară, iar astrele mai au câteva surprize mari pregătite pentru unii nativi. Astrologii au dezvăluit care sunt cele trei zodii protejate de divinitate în următoarele 4 săptămâni. Ghinionul va sta departe de ele, iar norocul și destinul li se vor schimba în bine în august 2023. Ultima lună a verii va începe în acest an cu vești bune, schimbări majore și oportunități de neratat pentru trei nativi ai zodiacului. Pentru cei născuți în aceste semne ale horoscopului, roata se va întoarce, ghinionul va sta departe de ei, vor avea parte de noroc, prosperitate, liniște și vor bifa succes după succes pe toate planurile. Astrologii punctează că pentru acești nativi se produce o reorganizare a destinului, vor porni pe un drum nou ce îi va ajuta să ajungă tot mai aproape de fericirea la care visează. Nativii fecioară sunt cunoscuți ca perfecționiștii zodiacului, sunt disciplinați, ordonați, au mereu câte un obiectiv de atins. Începutul anului 2023 nu a fost deloc ușor pentru ei, au avut parte de numeroase eșecuri dureroase, dezamăgiri la locul de muncă, dar și în viața personală. Din luna august intră într-o nouă etapă a vieții, se vor simți împliniți, mulțumiți de realizările lor. Marea surpriză va fi pentru acești nativi pe plan financiar, au șanse mari să primească o ofertă imposibil de refuzat, o colaborare ce le va aduce câștiguri mari. Pentru cei născuți în zodia Balanță, luna august va aduce liniște sufletească. După o lungă perioadă de suferință, vor găsi rezolvarea unei probleme din trecut ce le-a marcat multă vreme prezentul. Pun punct unui conflict din pricina căruia au pierdut persoane dragi. Pentru ei, astrele au pregătit o surpriză pe plan sentimental. Este posibil să întâlnească o persoană care să îi facă să simtă din nou fiorii unei noi iubiri. Scorpion. Scorpionii au traversat o perioadă cu multe conflicte în familie, au învățat lecții importante de viață, reușind să înțeleagă cât de importante sunt răbdarea și toleranța. Se vor reuni cu persoane de care s-au despărțit și cu care nu ar fi crezut vreodată că vor relua legătura, relatează playtech.ro.